voi mâine. Așa că fiecare cuplu are a-și face campania pentru cât mai multe șanse la marele premiu. Eu nu înțeleg ce e atât de greu de înțeles, dacă oamenii ăștia ne explică. Fiecare echipă se retrage în câte un loc. Ceilalți susțin și se duc unde vor ei. Să facem nicio speranță. Știu, dai seama. Și ce mai știu acolo? Citeam ultima frază. După ce terminăm 15-20 minute vorbim, după ce terminăm, avem acolo, după ce 7-10 minute, să ne spunem ce avem de spus. Să vorbim cu toată lumea. Despre asta e vorba. Nu, de casă și pentru confort, măi. Nu ziceam iubire de niciun confort, că nu vreau să vorbim realist. Nu, cine e realist? Dar nu vreau eu. Tu vrei chestia asta, dar nu vreau acum să... Da, mă, dar tot loc de casă ești, să-l faci în timp. Ok. Dar frumos, nu vreau să mă implic foarte mult în subiectul ăsta, când nici măcar vorbim acum așa că trebuie să vorbim. Păi și voi dacă știți ce aveți de vorbit. Gata, am stabilit, nu e vorba doar despre asta ce facem cu premiul. Casă și atât. Ok, și în dezvoltarea noastră personală. Casă și atât. Bun. Bun, rămâne casă atunci. Ștefan, de câte ori am vorbit despre chestia asta? Okay, parcă aș vorbi cu un perete. Bă, Maria, e o conversație simplă, nu de certă, chiar dacă suntem obosiți. Păi o conversație simplă, Ștefan, dar am mai vorbit despre asta și e ca și cum eu n-aș fi vorbit singură. N-am mai vorbit noi doi despre asta? Și eu sunt obosit, eu mă uit la tine când vorbesc cu tine. Ok, ca să și atât. Păi, dar am ideea că am mai vorbit despre asta și știu ce am vorbit cu tine. Știu că dacă vrei acum zici altceva, zici ce vrei tu. După ce s-a încheiat vulcanica negociere, familia Sandu s-a prezentat în fața camerei pentru mesajul de campanie. Nu vrem să ne adresăm în mod special susținătorilor noștri, vrem să ne adresăm tuturor oamenilor care ne urmăresc încă de la început și tuturor celor care iubesc acest concept, Mireasa, care într-adevăr este fenomen și de fiecare dată... Când am avut ocazia, am spus, pe cât este de greu, pe atât este de frumos. Pe mine mă știți încă de la început, fac parte dintre veterani, am intrat pe 22 ianuarie. Sunt mândră de tot parcursul pe care l-am avut aici. Am trecut prin momente frumoase, dar și mai puțin frumoase. Am fost și sus, dar am fost și jos. Am avut și nervi, am avut și supărări, am avut și fericire la cele mai înalte cote, dar cel mai important este că pot să spun cu mâna pe inimă că am fost eu, 100%. Și am decis să mă deschid în fața voastră, a tuturor, cu tot ceea ce sunt eu. După cum bine știți, la început nu am fost atrasă de absolut niciun băiat și, deși am fost curtată, puteam să fac relație încă de la început. Dar ideea este că eu am intrat aici pentru a-mi găsi un soț, un bărbat, pe care să mă pot baza la bine și la greu și pe care să-l simt lângă mine, indiferent de situație. În momentul în care a intrat Ștefan în casă, a început povestea noastră. Am avut la început o cunoaștere. E clar, a fost dragoste la prima vedere și cine a avut ochi să vadă, a văzut. A fost nevoie doar de o privire ca să ne putem da seama că acolo există ceva. A urmat apoi tot ce ați văzut pe parcursul emisiunii. Ne-am iubit, ne-am tolerat, ne-am acceptat, am învățat foarte multe, am învățat lecții pe care afară nu puteam să le învățăm despre orgolii, despre încăpățânare, despre naivitate, despre exagerare, despre dramatizare și cel mai important despre comunicare, pentru că până la urmă comunicarea chiar este cheia în absolut orice. M-am îndrăgostit de el și ulterior am ajuns să-l iubesc exact așa cum este el. Și urmează să ne căsătorim și să ne facem o familie. De când am dat în competiție pe 8 martie, am intrat cu un gând sublim. Am vrut să o cunosc pe Maria, să văd exact cum este. Și mi-a dat seama că este femeia perfect de lângă mine. Am avut o noapte petrecută și acolo mi-a dat seama că în acea noapte, chiar dacă n-am scos un cuvânt, nici ea, nici eu, mi-am dat seama că chimia dintre noi a fost și este și va fi până la sfârșitul vieții. Am emoții, îmi doresc să fie soția mea până adânci bătrâneți. Știu și sunt sigur că este cea mai pură fată, are toane, toți avem toane și eu am toane. Important să ne acceptăm, să fim noi cu noi bine împăcați, să fim fericiți. Cheia este în sufletul meu, dar Maria mi-a demonstrat că există și altă fericire mult mai puternică pe care o știam eu din trecutul meu și cum sunt eu ca om. Am 26 de ani și vreau să spun cu una pe inimă că o femeie ca Maria nu o să găsesc și nu o să fie nimeni ca ea cum e. Și eu accept exact cum este. Și eu pe tine la fel. Te iubesc, mă. Da, vreau să vă spun și eu bună seara tuturor.
să vă spun despre noi cum am evoluat aici. Am avut de învățat și eu ca mamă. Sunt recunoscătoare pentru acești doi copii minunați care au demonstrat foarte multe în această emisiune. Mă bucur că au ajuns până aici, mă bucur că s-au cunoscut foarte bine și da, să merită unul pe celălalt. Sunt niște oameni luptători, sunt niște oameni ei așa cum sunt. Ăștia sunt Ștefan și Maria, reali, și-au spus tot timpul punctul de vedere, n-au căutat absolut nimic în jurul lor, decât pe ei doi s-au căutat și atât. Și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot și pentru tot ce ați făcut pentru noi până acum. Am fost sinceri, am fost asumați, chiar dacă, într-adevăr, uneori am vorbit fără, o singură dată, am vorbit fără camere. Știm, fără camere, fără lavaliere. Nu am căutat în casă nici măcar o prietenie de complezență. Nu am căutat în casă nici măcar un beneficiu cu absolut nimeni. Nu ne-a fost niciodată frică să fim nominalizați. Nu ne-a fost niciodată frică să plecăm acasă. De ce? Pentru că scopul nostru a fost să ne găsim unul pe celălalt și să fim noi doi bine. Nu putem să fim ipocriți acum, în ultimul ceas al acestei emisiuni, și să spunem că noi nu ne-am dorit să câștigăm. Ne dorim foarte mult să câștigăm, pentru că noi considerăm că iubirea noastră bate orice film. Ne dorim să câștigăm, ne dorim să ne cumpărăm un pământ, să ne construim propria noastră casă și să scriem povestea mai departe. Și să deveniți o familie puternică și unită și cu copilași lângă voi și cu noi ca și familie alături de voi și de cei dragi vouă. Noi suntem familia Sandu, în întregime, viitoarea doamna Sandu. Vă pupăm, vă iubim, vă mulțumim pentru că ați fost lângă noi tot timpul. Vă salutăm cu drag și faceți ceea ce vă lasă inima și noi vă mulțumim din suflet și să ne aplecăm în fața dumneavoastră. Da, începe un pic cu discuția de dinaintea mesajului și deși nici tu, de fapt nu Maria, nu ai verbalizat și nici Ștefan, am simțit că a fost acolo oarecare dezamăgire, că voi practic ați fost singurii care n-ați avut susținători. Nu a fost vorba niciun caz despre așa ceva, pentru că ne așteptam. Trăim aici de 6 luni, știm pe fiecare în ce direcție se îndreaptă. Pe fiecare. Nu a fost nici măcar un fel de dezamăgire. Eu am avut reacția aceea și am fost așa pentru că eram super, super, super. Pe de altă parte, uite, în principiu se spune că atunci când cineva îți face bine, îl întorci, nu? Adică eu mi-amintesc ce discuții au fost pe marginea susținerii Elenei și a lui Valentin din partea voastră. Practic, ei vă datorează participarea în finală. Pentru că acolo, la Cristina și Alexandru, toată lumea se aștepta să-i voteze, că ei sunt apropiați. Da, dar Valentin și Alex se înțeleg bine încă de la început, sunt prieteni. Noi nu putem să condiționăm pe nimeni să ne susțină sau asta nu înseamnă că ei nu mai sunt la fel pentru noi sau cum ne-am apropiat în ultima perioadă, nu anulează faptul că ei nu ne-au susținut pe noi aseară. Nu suntem genul. Noi suntem genul. Ce ar mai fi vrut să spună Ștefan acolo cu la întrebarea dacă în caz că veți câștiga marele premiu? Zi, Ștefan, ce mai vrei? Eu mă gândeam la dezvoltare personală, la cursuri. Eram, credeți-mă, că eram super obosit și eu și ea. Cât discutam mai mult, parcă ne enervam. La coaforul ei, că vrea să-și durească să fac un coafor și a zis, ok, știm exact ce trebuie să spunem, că ne înțelegem foarte bine. Hai să ne relaxăm, mai avem 7 minute și după aia intrăm și vorbim exact ce simțim. Am fost foarte obosită, vă spun sincer. Nici mai aveam nici măcar un gram. Cred că așa e când vii după camera matrimonială. Nu? A fost și asta și a fost și faptul că ne-am dus la Rocky luni dimineața și noaptea aceea chiar n-am dormit deloc. M-am voit de pe o parte pe cealaltă și am avut vreo 3 nopți care nu am dormit și nu mai puteam. Păi ce faceți? Încercați să dormiți, că o să fiți niște mirese și niște mire obosiți. Ce? Nu puteți? De ce? De dimineața am fost la vopsit. Așa. Și eu și Cristina și mulțumim doamnei Margareta pentru ce i-a ieșit dânsei. Este o femeie minunată și cu siguranță o să mai vizităm. Trebuia doamna Simona să-i spunem numele dânsei ca să se simtă mulțumită. Am înțeles. Pentru că și noi suntem mulțumite. Da. Și deci a fost o dată cu vopsitul, o dată cu rochile. În seara asta mai e ceva ca să știm dacă... Nu știu. Nu știți.
sunt proaptă oboseală, da. Bine, ok, deci dacă o să întreb pe fiecare în parte, în cazul în care veți fi mari câștigători, aveți de gând să vă construiți o casă? Da. Unde? O să găsim terenul potrivit între Ipoteș și Măgureni, să fie la jumătatea drumului. Ne împărțim. Nu am vrea să fie în apropiere de București, am vrea să fie între casele noastre. Între casele părinților. Între casele părinților, exact. Da, să fim aproape și de părinții mei și de părinții lui. Dar până atunci o să stăm în București, pentru că avem aici lucruri de făcut. Și înțeleg că tu vrei să-ți deschizi un salon? Da. Eu vreau. Unde? În Slatina. Păi, cum? În business nu se conduce de la distanță. Doar dacă vă mutați acolo. Da, știu. Dar asta o să mai discutăm. Inițial era Slatina. Se pregătește ceva, Ștefan. Să se pregătească. Da. Dar de ce e acolo? Pentru că asta era ideea mea inițială, înainte să vin aici. Acum vă dați seama că lucrurile o să se schimbe, da, dar nu mai trebuie m-am să le trebuie să le adaptezi condiției tale de femeie măritată acum, da, nu? Vă dați seama, dar trebuie să mă gândesc, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine la tot ce urmează să facem. Adaptările vin cu oamenii potriviți lângă noi și cu discuțiile potrivite. Momentan am gândit două creiere, dar cu siguranță o să mai avem oameni pe lângă noi care o să ne ajute să clădim ceea ce ne dorim, mai ales cu informații. Un imperiu, nu? Exact, ne dorim să creăm un imperiu. Creăm un imperiu. Suntem, da. Mustări. Bun. Și înțeleg că după final aveți o petrecere, da? Și după aia plecați într-o vacanță sau vă căutați chirie în București? Pe 30 august o să mergem într-o vacanță. Păi stai, dar până pe 30 august. Pe 30 august? Pe 30 august mai sunt 2 luni. Și până pe 30 august o să mergem tot la fel noi doi, dar vrem să mergem undeva la munte câteva zile. După ce se termină, vreți să vă zic tot? Da. O să stăm mai... Stai puțin, iubire, că zic. Stai puțin, iubire, că tu nu știi, așa. Ia. Doamna Zimura, plecând de la Ramaturi, mergem la Măgureni, acolo o să facem un after party. Da. Sâmbătă avem niște treabă, apoi duminică... Ce treabă aveți? Mă scuzați, dar simt nevoia să știu totul despre viațile voastre, că nu de alta, dar după aia nu mai primesc loguri. Zic tot. Sâmbătă trebuie să venim la confesiuni. La confesiuni, ok, da. E o treabă care ție de mireasă, da, niște interviuri, da, bun. Sâmbătă trebuie să venim. Deci vă întoarceți. O să fiți mahmur, ce faceți? Cum paftă party și după aia veniți la interviu? Eu, la avem timp să ne revenim. Așa. Conduc eu. Așa. Așa. După, duminică seara sau luni dimineața, plecăm către casa părinților mei. Așa. Să îi cunoască, să-mi cunoască părinții. Da, ai tăi nu vin la after party? Da, păi o să mergem cu toții, cred. Așa. Păi îi lăsăm la mama soacră. Îi lăsați acolo, da. O să stăm o săptămână jumătate, două, o să stau la Maria, după o să pleci în vacanță, după aia ea vine la mine, ne strângem mai mult o săptămână, stăm, o să fie treabă. Trafic mult, da, bine. Trafic.